Doamnelor și domnilor, să primim cu aplauze furtunoase pe Ștefania Costache, iepurașul de Paște. Eu știu cine câștigă. A și spus, eu știu a cine zis, câștigă. Așa și-i seama, tata. Ai, băi, nene. Brusc, până atunci nu erau atenți bărbații la televizor și o să vezi brusc, opa, ce e asta? Și nevestul da. Să fie, firea, dracu, dar la miel nu te uitași? Nimic, nu mai e puraș. Eu sunt iepurașul Playboy și eram în turneu prin România. Am venit să văd câteva rude cazate la... E mișto la voi. Ăștia acum au văzut, au zis: n-avem iepuraș de Paște, nu te bași tu să faci un număr? Prietene, am eu un număr, de n-aveți voi destul de Viagra să-l duceți. L-am văzut și pe mielul de Paște, în spate. Era amărât, sărac. Mi-a zis că sigur îl taie. Îl taie mai tare decât l-a tăiat pe Cortea când era concurent. Știu, Nelule, e sătul de gluma asta. Oricum arăți de parcă ăsta e singurul lucru de care e sătul. Ce cadouri să vă aduc eu vouă? La pentru Bordea adusesem niște ouă, că toată lumea se plânge că îi lipsesc. Îmi e teamă doar că la cum arăt, în loc să le ciocnească cu colegii, ci le ciocnește de mine. Eu oricum n-am înțeles niciodată de ce li se pare sexy bărbaților o femeie îmbrăcată în iepure. Opa. Mai ales că majoritatea durează 20 de secunde și iepure cu iepure e deja pleorgaz. Cred că sunt aceiași care își pun coarne de Crăciun de ren la mașină. Foarte sexy. De Paște puteți să vă puneți urechi de iepuraș și atunci se justifică de ce aveți creieri de bibilică tot anul. Inițial n-am vrut să vin aici de teamă să nu-mi iau hate. Se uită doamnele care fac coadă la Sfânta Parascheva să pupe moaștele și o să mă înjure că am venit așa. Vor spune că sunt o stricată, deși eu pot să dovedesc că nu e așa. Mușcă cineva să se convingă? Parcă am totuși eu ceva sfânt în mine. Că într-un fel și mie mi se întâmplă cam același lucru. Bărbații fac coadă la mine și pentru pupat. Există câteva asemănări și deosebiri între mine și iepurașul de Paște. El e un nepot de-al meu după o soră măritată cu un văr de-al cumnată-mi. Ca asemănare, și eu și el avem blăniță. Doar că fiecare o are prin locuri diferite. Și eu și el facem oamenii fericiți. Mijloacele sunt diferite. Când vine iepurașul de Paște, ai zile happy. Când vine iepurașul Playboy, ai happy end. Mulțumesc. Dar cel mai mult există deosebiri între noi. Iepurașul de Paște duce cadouri copiilor, în timp ce eu le duc mai mult bătrânilor. Tot ce trebuie să facă ei este să aibă putere, speranță și măcar 1 milion de euro. Iepurașul reprezintă un simbol al purității, în timp ce eu reprezint viciul. Practic, eu sunt pentru alb, ceea ce este chelul pentru verde. N-am prins să dați de acord. Totuși mi-e greu și mie. Soțiile vorbesc de rău despre mine de cele mai multe ori pentru că se tem să nu le iau bărbatul. Stați liniștite, doamnelor. La român nu mă bag. Unii statul de urâs că nu ia nici taxiul. Nu vreau să se vorbească urât despre mine pentru că am și eu un suflet. E chiar aici, sub sânul stâng. Uneori e mai timid și se ascunde sub sânul drept. Și bărbații au aflat asta, că trag de sânii mei doar să-mi ajungă la suflet. Așa sunt cei mai mulți nepricepuți. Nu știi dacă vor să-i mângâie sau să-i dea la o parte că-i deranjează. Și oricum, nu eu am cerut să fiu astăzi aici. Mi s-a spus, vino să aduci puțină bună dispoziție în casele oamenilor. Eu știam că pentru asta e Dan Badei, să aducă puțină bună dispoziție. Da. Foarte puțină. E, lăsați. Uneori e destul. Nu cred că s-a supărat. Nu știe, nu cred că s-a supărat Badea. Sunt și voști care spun că n-are ce căuta un animal ca mine în ziua de Paști la televizor. Aș putea să fiu de acord. Dar un animal ca Șerban Copos ce poate? S-a uitat după mine când am intrat și curgeau lacrimile. E hoț, așa salivează el fără să se prindă oamenii din jur. Vreau să vă urez sărbători fericite și să aveți un Paște minunat!
Această sărbătoare este poate cea mai frumoasă dintre toate. Hristos a luat asupra lui toate păcatele. Acela era un bărbat. De aici, numai Robert Tudor e capabil de un asemenea sacrificiu. Pentru voi a luat asupra sa toate înjurăturile. Vă pup, vă țup și Hristos a înviat! Adevărat a înviat!